Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Matei 12, versetele 22 și 23. Atunci i-au adus în îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit așa că mutul vedea și vorbea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă rog să vă reocupați locurile. Seara aceasta a fost mai aglomerată. De fapt, fiecare minut pentru noi care organizăm slujba este important. Nu întotdeauna este important și pentru dumneavoastră. Fiecare minut e important, că el se adună și la și un sfert trebuie să încheiem slujba. De aceea vă cerem din timp să organizăm toate lucrurile și să nu pierdem nicio secundă, că ele se adaugă la timpul pe care îl pierdem și nu mai este eficientă slujba. Ne-a rămas însă suficient timp ca să vorbim despre Iisus, Dumnezeul nostru minunat, și să punem în inima acestui popor încurajarea că Dumnezeu este cu toți cei care îl caută dintr-o inimă curată. În seara aceasta, în ciclul de lecții biblice, întrebările Bibliei, am ajuns la o altă întrebare. Este întrebarea numărul 18 și ea este, nu cumva acesta este Iisus? Este o întrebare care exprimă incertitudinea. Deși unul dintre cele mai puternice instincte al omului este instinctul religios, cei mai mulți oameni trăiesc în confuzie și mediocritate din punct de vedere religios. Deși Dumnezeu s-a descoperit fiecărui om într-un anumit fel, cei mai mulți oameni au refuzat să-L cunoască în mod personal pe Dumnezeu, au renunțat să aibă o relație spirituală personală cu Dumnezeu, găsind tot felul de justificări ieftine. Una dintre ele și întrebarea, nu cumva acesta e Iisus? A, nu cred, mai aștept. Este ciudat că omul se întâlnește cu Creatorul său venit să-l salveze și nu-l mai recunoaște. Domnul spune în Isaia 1:3, bou, noi știm ce e la un bou. Bou își cunoaște stăpânul și măgarul își cunoaște ieslea, dar Israel, poporul meu, oamenii creați de mine, nu mai mă cunosc. Este puțin jenantă comparația, dar ea este în așa fel pusă ca să aibă forță. De multe ori, omul care este deasupra animalelor, la creație, a ajuns inferior lor după 6.000 de ani de istorie. Oamenii ai lui Dumnezeu, căutați-L pe Domnul, găsiți-L pe Domnul, slujiți-L pe Domnul că se termină viața. Și dacă nu-L slujim astăzi, mâine s-ar putea să nu mai fie o zi pe care Domnul ne oferă nouă. În primul rând, în această seară, vreau să vorbesc despre oameni care nu-L acceptă pe Iisus. Oameni care nu-L acceptă pe Iisus. În textul citit, Mântuitorul Iisus Hristos, textul citit se referă la tot capitolul 12, doar n-am avut timp să citesc tot capitolul 12, am citit numai întrebarea. Dar dacă aveți Biblie la dumneavoastră, vă rog, deschideți-le la Matei 12 și fiți împreună cu mine în studiul capitolului. În Matei, în capitolul 12, Domnul Iisus Hristos în mod fizic este printre oameni. Face minuni, le explică voia lui Dumnezeu, ca nimeni altul. Și totuși oamenii refuză să primească mântuirea prin credință și pocăință. Observați care sunt eforturile concrete făcute de Domnul ca să convingă oamenii că sunt păcătoși, că Dumnezeu îi iartă prin Hristos și că ei, dacă se pocăiesc și cred, vor fi mântuiți. Domnul Iisus Hristos cunoaște așteptările oamenilor. El știe în ce fel noi putem deveni mântuiți. El, anticipându-ne nevoile și așteptările, vine în întâmpinarea lor. Tocmai pentru ca, împlinindu-le, noi să devenim mântuiți. Și observați ce a făcut El ca noi să fim convinși că El e Domnul. În primul rând, Iisus vindecă oamenii în mod supranatural. Priviți versetul 15. După El au mers mulți oameni și El i-a tămăduit pe toți cei care erau bolnavi. Vă puteți imagina 1000, 2, 3, 5, 10.000 de oameni mergând după Domnul. Și cei mai mulți erau bolnavi, că tocmai de aceea veneau după El. Și Domnul Iisus Hristos îi vindecă. Nu este acesta un semn
că El este Hristosul? Ba da. Care dintre noi poate să spună celui care are probleme cu coloana, fii vindecat? Celui care are probleme cu rinichii, fii vindecat? Cineva are probleme cu inima, fii vindecat? Cineva are probleme la creier, fii vindecat? Cineva are probleme cu articulațiile, reumatismul, plămânii sau milioane de alte probleme. Și el la toate acestea spune ca un Dumnezeu, fii vindecat. Nu este aceasta o dovadă suficientă, omule? 2. Domnul Iisus Hristos îi învață pe oameni în mod convingător. Nu numai că îi vindecă în mod supranatural, îi învață pe oameni în mod convingător. Și în fața acestei dovezi, oamenii întreabă, cine este omul acesta dintre voi care are o oaie și îi cade în groapă în ziua sabatului și nu o scoate afară? Cu cât mai de preț este un om decât o oaie? Iată dar ce învățătură, ce exemplu extraordinar prezintă Domnul Iisus Hristos oamenilor. Și El i-a uimit pe oameni cu aceste exemple reale care raporta spiritualul la uman. Lua învățături spirituale și de altfel greu de înțeles și le punea în exemple cotidiene, în exemple din viața zilnică. El spune următorul lucru, tu ții la oaia ta, la un animal pe care ai dat 200 de dolari și dacă scade într-o groapă, nu mai stai să te gândești că e sabat sau duminică, ziua Domnului. Nu, o scoți de acolo, că bietul animal, să nu stea în groapa aia sucit cu un picior rupt. Dar eu, care l-am creat pe om și îl văd căzut în păcat, robit de țigări, de alcool și de prostii, eu, Domnul, să nu-l scot din groapa păcatului, tu să-mi spui mie că trebuie să mai amân? Dacă tu nu amâni să scoți oaia, cum vrei să amân eu să scot coroana creațiunii mele din groapa păcatului? Iată dar ce milă, ce mult mă bucur că Domnul mă iubește pe mine așa, ce mă mângâie gândul că Domnul mă iubește în felul acesta. Și iubirea Lui îmi dă multă bucurie și speranță. Sunt și eu iubit de Domnul ca și dumneata. Amândoi suntem iubiți de Domnul. Domnul a venit să ne ridice. Nu este aceasta o dovadă suficientă că El e Dumnezeu? Cui ar mai fi milă de dumneata în această manieră? Mai ții minte cum te disprețuiesc oamenii? Ai uitat cum te ironizează, cum te batjocoresc, cum fac, dacă îmi permiteți expresia, mișto de dumneata și de casa dumitale? Când te prind pe picior greșit, mai ții minte cum te înțeapă pe Nina? Și vine Domnul cu o manifestare de iubire ieșită din comun și tu nu înțelegi că ăsta e Domnul? Dar cine poate fi dacă nu El? Al cui braț te mai ridică cu atâta gingășie? A cui gură îți mai vorbește cu atâta convingere? A cui inimă mai este deschisă față de problema și casa ta atât de în mod permanent? Acesta e Domnul, El vindecă în mod supranatural, El învață în mod convingător. În al treilea rând citim în Scriptură că El îi iubește pe oameni în mod divin. Uitați cum spune Scriptura. El nu va frânge o trestie ruptă și nu va stinge fitilul care fumegă până nu va birui judecata, versetul 20. Dacă ești ca o trestie frântă, nu mai ești o trestie în picioare. Te-a frânt o boală, te-a frânt o alunecare, te-a frânt un păcat. Ascultă-mă, oamenii te disprețuiesc, te judecă, te resping. Uite ce spune Evanghelia. Domnul nu rupe trestia frântă. Nu o distruge, nu o pune pe foc. Iar fitilul care mai fumegă, în mod normal, ar trebui să ardă. Dar ești om și uneori nu mai ai puterea să arzi, doar mai fumegi. Și cuvântul spune, Domnul nu strivește fitilul care mai fumegă. Ce încurajare pentru dumneata! Dacă în seara aceasta ești o trestie frântă, nu mai ești un proroc ca anul trecut, nu mai ești un predicator ca acum 5 ani, nu mai ești un om al rugăciunii ca în România, nu mai ești un bărbat sau o femeie puternică în Duhul și împrejurările vieții te-au clătinat de tot și ai ajuns așa firav ca o frunză toamna și te duce vântul de colo până colo și aproape că mai poți să vii la biserică și și la biserică vii rar și aproape că te gândești dacă mai să vii sau nu. Și uite ce îți spune Domnul în această seară, eu te iubesc cu o iubire veșnică. Eu vreau să te încurajez și să știi, eu nu vreau să te distrug în ciuda faptului că tu nu mă cinstești destul. Tu nu mă cinstești cu banii tăi cum ar trebui, tu nu mă cinstești cu prezența ta cum ar trebui, tu nu mă cinstești cu slujba și cu ce ai putea să faci pentru mine. Tu toate lucrurile le îngrămădești pentru plăcerea ta, dar eu te iubesc și în situația aceasta și iubirea mea nu vreau să te încurajeze pentru păcat, ci vreau să te convingă să te pocăiești și să te oprești. Eu nu te frâng, eu te ridic. Vreau să te întărești, vreau să devii din nou omul rugăciunii, vreau să devii din nou omul scripturilor,
Vreau să devii din nou omul prezent la adunare, un stâlp în casa mea, o mărturie pentru Dumnezeul oștirilor. Prinde la inimă, omule, prinde la inimă. E seara ta, e șansa ta, e ziua în care îți vorbește Domnul. Nu te lăsa trântit la pământ. Diavolul vrea să facă asta și uneori îl ajută oameni la care nu te aștepți. Nu numai că Domnul vindecă supranatural, nu numai că învață convingător, nu numai că iubește divin, dar Scriptura spune că Iisus dovedește oamenilor un caracter exemplar. Biblia spune în versetul 19, El nu se va lua la ceartă și nu va striga, nimeni nu-i va auzi glasul. Știu că vă uitați la mine și vreți să fiu un exemplu, însă mă gândesc că v-am dezamăgit de multe ori. Știți cât de rău îmi pare? Dacă aș fi putut să nu vă dezamăgesc, credeți-mă că aș fi făcut... Nu v-aș fi dezamăgit, dar uneori probabil că v-am dezamăgit și probabil că nici nu știu de câte ori v-am dezamăgit. Și mă gândesc că acești bărbați, tovarășii mei de slujbă, sunt în aceeași situație și dirijorii, nici ei n-au vrut să-și dezamăgească coriștii și fanfariștii, dar singurul care n-a dezamăgit niciodată este Hristos. Glasul lui nu l-ați auzit niciodată. N-a strigat, nu s-a certat cu nimeni, n-a dezamăgit pe nimeni, n-a trădat pe nimeni, n-a uitat pe nimeni, el este un exemplu de moralitate, mie îmi bagi de vină. Nu te supăra, și eu pot să-ți bag de vină. Dar poți să-i bagi de vină Domnului? Nu vezi că-i Dumnezeu? Vindecă supranatural, învață convingător, iubește divin, iar caracterul lui este un caracter de Dumnezeu. Niciun om nu poate să trăiască așa. Apoi, Scriptura ne spune că în fața acestor dovezi, oamenii în mod inexplicabil spun, nu cumva acesta este Iisus? Și tot ei răspund, nu, și pleacă. Oameni care nu-L acceptă pe Domnul. Dacă nu-i conving nici minunile, nici învățătura, nici dragostea fără limite, nici caracterul ireproșabil, ce ar mai putea să facă Mântuitorul ca să-i convingă pe acești oameni? Ce aș mai putea face viei mele și nu i-am făcut, spune Domnul în Isaia 5:4. Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Ascultă-mă, ce te-ai aștepta să facă Domnul mai mult ca să fii plin de foc pentru El? Să nu mai oscilezi, să nu mai fii jumătate al Domnului și jumătate al altcuiva. Ce ar putea să facă Domnul mai mult pentru tine? Fii sincer, ce ar putea să facă Domnul mai mult? N-a făcut totul. N-a murit pe cruce, nu s-a lăsat bătut de niște derbedei romani, n-a stat la îndemâna tuturor ca un preș, n-a murit pentru noi pe cruce, nu s-a lăsat batjocorit și scuipat ca un nimeni, nu? Ba da, ce ar fi putut să facă mai mult? Omule, nu ți-e de ajuns! Și totuși, ești așa de stângaci, eziți, ba vii, ba nu vii, ești oscilant. De ce? Dacă Domnul ar fi fost așa cu noi, ne-ar fi înghițit dușmanii și pământul de mult. Dar Domnul s-a dedicat și ne-a mântuit, iar noi nu vrem să ne dedicăm. Vă chem în această seară, frați și surori, să simțiți jena și rușinea unor oameni care nu reacționează cu iubire la iubirea Creatorului. Oamenii aceștia au plecat și nu L-au acceptat pe Domnul. Au rămas doar cu o întrebare, este acesta Iisus? Concluzia este că atunci când un om nu vrea să se pocăiască, nici măcar prezența și activitatea lui Iisus nu-l poate convinge. Ce ar mai fi putut să facă Domnul să convingă această categorie de oameni? Răspunsul este dureros, nimic. Un astfel de om continuă să aibă întrebări dincolo de orice răspuns, deoarece întrebările nu sunt o expresie a neștiinței, ci modul în care te ascunzi de Domnul. Dacă cineva refuză să-L urmeze pe Domnul prin credință și vrea să-L urmeze prin logică, tot timpul va avea întrebări. Îi răspunzi la una, va mai avea două întrebări. Îi răspunzi la două, va mai avea trei întrebări. Și toată viața are întrebări și niciodată nu va primi răspuns la toate întrebările. Soluția e următoarea, întrebările nu se vor termina niciodată, dacă vrei să-L urmezi pe Domnul, trebuie să-L urmezi prin credință. Prin credință ai răspuns la toate întrebările. Cum a făcut Domnul pământul? Nu știu, dar L-a făcut. Cum L-a făcut pe om? Nu știu, dar L-a făcut. Cine a fost nevasta lui Cain? Nu știu. Sursa, e simplu. Dar Biblia nu spune asta, putem înțelege. Și milioane de alte întrebări, prin credință găsești răspuns, prin logică nu. Oamenii nu vor să vină la Domnul pentru că îi oprește logica. Noi vrem să-L înțelegem pe Dumnezeu ca și cum ar fi de o seamă cu noi, uitând că El e infinit, iar noi niște musculițe din țărână, care nu putem niciodată să devenim ca El. În al doilea rând, pe lângă oamenii care nu-L acceptă pe Iisus, vreau să observăm oameni care mai grav îl acuză pe Iisus. Scena omenirii este îngrozitoare. Imaginea aceasta a oamenilor în mijlocul cărora a trăit Iisus este dezgustătoare.
Prima categorie, îl resping pe Iisus punând întrebări. E acesta Domnul? Nu cred. Mergem mai departe. Însă mai grav, a doua categorie de oameni îl acuză pe Domnul. În fața acestor dovezi incontestabile ale divinității Mântuitorului manifestate între ei, oamenii resping mesajul mântuirii și găsesc soluții să-l acuze public pe Domnul. Scriptura spune, când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul acesta scoate draci cu Domnul dracilor, cu Belzebul. Versetul 24. Vine Domnul în mijlocul lor, le vindecă nevestele, le vindecă copiii, îi satură cu pâine, îi îndeamnă la pocăință și moare pentru ei, iar ei se uită la el și spun, face aceste minuni cu duhul diavolului. Vă puteți imagina până unde merge prostia și nebunia omenească? Vine Iisus între noi, vine să ne ridice păcatul, să ne ridice boala, să ne vindece, să ne rezolve problema și face minuni între noi, face semne, iar noi ne uităm la El și spunem, lucrarea asta nu-i de la Domnul, dar de la cine este? De la Satana. Păi Satana are vreun interes să vindece? Satana are vreun interes să mântuiască? Satana învață pe cineva să predice Evanghelia? Satana învață pe cineva să cânte cântări de laudă în cinstea Domnului? Satana învață pe cineva să fie prezent la adunare? Să fie punctual? Satana învață pe cineva să fie om de caracter, să vină la rugăciune, să postească? Satana învață pe cineva să dăruiască bani? Știți ce învață Satana? Satana te învață să te prostituezi, să consumi alcool, să consumi țigări, să-l critici pe păstor, să nu-ți asculți părinții. Satana te învață să divorțezi. Satana te învață să necinstești părinții. Satana te învață să-ți omori prietenii. Satana te învață să faci prostii. Și Iisus vine și face lucruri invers. Și oamenii ăștia se uită la el. Și ca să nu-l accepte, găsesc o modalitate să-l acuze. Pentru că cea mai potrivită metodă ca să nu fii de acord cu cineva e să-i găsești nod în papură. Și ei găsesc nod în papură Domnului. Și spun, a, face minuni cu ajutorul dracului. Și Iisus se uită la el, la ei și spun, oameni buni, Satana nu-l dă afară pe Satana. Uitați că acuzele acestor oameni sunt tocmai în metodele pe care Domnul le-a folosit ca să-i convingă pe oameni că el e Mântuitorul. Priviți ce spune cuvântul Domnului. Acuză vindecarea lui Iisus. Vă spuneam mai devreme că vindecă supranatural, o dovadă a Dumnezeirii. Ei tocmai aici lovesc și spun că vindecările Domnului sunt cu puterea diavolului. Și uitați ce spun ei. Și Domnul le răspunde, dacă Satana scoate afară pe Satana, e dezbinat, cum poate dăinui împărăția lui? Iisus i-a chemat la el și le-a spus, cum poate Satana să scoate afară pe Satana? Domnul vindecă, face minuni ca o dovadă a Dumnezeirii lui. Iar oamenii aceștia tocmai aici îl lovesc și spun că această dovadă care vorbea despre el că-i Dumnezeu nu e adevărată și că-i falsă și îl acuză pe el că face minuni cu puterea diavolului. Cu alte cuvinte, tu nu ești de la Dumnezeu, tu nu ești Mântuitorul, tu nu poți fi Iisus, că puterea pe care o folosești să faci minunile supranaturale nu vine de la Domnul, ci e de la Satana. Vă puteți imagina oameni care îl acuză pe Domnul? Și astăzi trăim între oameni care ne acuză. Spun, tu nu predici de la Domnul, tu predici de la diavolul. De când mă pune diavolul pe mine să predic Evanghelia? Tu nu cânți de la Domnul, tu cânți de la diavolul. De când pune diavolul pe cineva să cânte Domnului? Tu nu vii la biserică pentru Iisus, tu vii pentru diavolul. De când trimite diavolul pe cineva la biserică să se pocăiască și să se închine Domnului? Ascultați-mă, oamenii ai lui Dumnezeu care trăiți neprihănirea, dacă cineva vreodată va veni să vă penineze, să vă împungă cu acest reproș ca să vă strice inima, să nu vă pierdeți cu firea și să stați liniștiți, pentru că diavolul niciodată nu pune pe un om să predice, să cânte, să postească, să se pocăiască și să facă minuni în numele Domnului. El îl pune să se îmbete, el îl pune să se certe, el îl pune să înjure, să critique în mod destructiv și așa mai departe. Să nu vă pierdeți cu firea dacă cineva vă critică, fiecare face ce știe. Apoi, ei nu acuză doar minunile supranaturale ale Domnului, ei acuză învățătura lui Iisus Hristos că nu-i suficientă. Când nu mai au contraargumente, cer din nou semne. Și uitați ce spun ei. Învățătorule, vrem să vedem un semn. Mai întâi vor argumente și când Domnul le dă argumente, ei, pentru că nu au contraargumente,
spun, acum ne-am săturat de argumente, lasă-ne cu învățătura și cu teoria, acum arată-ne semne. Ei desfințează învățătura Domnului Iisus și spun, vrem acum dovezi concrete. Dar când el mai devreme a dat dovezi concrete, uitați ce spune Evanghelia Domnului Iisus. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-l omoare. Când? Când le-a arătat semne și l-a vindecat pe omul ăla orb și mut, surd și mut. Vedeți cât de ipocriți sunt? Domnul vine și le arată un semn. Vindecă pe un om care nu vorbea și nu auzea. Și Scriptura ne spune în versetul 14 că erau gata să-l omoare pe Domnul. Apoi Domnul începe să-i învețe. Și ei, pentru că nu au argumente, la contraargumente la argumentele Domnului, spun, dă-ne un semn. Și Domnul le spune, dar mai devreme am dat un semn și când v-am dat semn, ați vrut să mă omorâți. Oameni buni, ce vreți? Vă dau semne nu-s bune, vă dau argumente nu-s bune. Voi nu vedeți că la voi nu-i bun nimic? A venit Ioan Botezătorul la voi, abstinență maximă, și a spus că este eretic, e sucit. Am venit eu fiind mai flexibil și mai liberal și mi-ați spus că am drac. Mă, la voi cine-i bine să vină ca să vă convingeți odată și să vă pocăiți? Nu numai în vremea noastră oamenii sunt răi și nu vor să se pocăiască, și în vremea marelui rege întrupat prin Fecioară, Iisus Hristos, și atunci au fost oameni care n-au fost de acord cu el. Au făcut semne, a spus, vrem argumente. I-au adus argumente, vrem semne. Când le-au adus pe amândouă, l-au legat și l-au omorât. Sunt oameni care nu vor să se pocăiască orice ai face. Nici o predică nu-i bună la ei, nici un păstor nu-i bun la ei, nici un dirijor nu-i bun la ei, nici un ușier nu-i bun la ei, nici o mamă nu-i bună, nici un tată nu-i bun, nici un bătrân nu-i bun, nimeni nu-i bun la ei. Sunt oameni pe care nici Dumnezeu nu-i satisface, dar o mâniță de țărână ca mine și ca dumneata. Aceasta este trista istoria oamenilor. Oameni nesăturați. Apoi, ei acuză iubirea Domnului. Domnul iubește pe omul ăla și îl vindecă și ei îl întreabă, cum îți permiți să vindeci în ziua sabatului? Contestă iubirea Domnului. Apoi, ei acuză caracterul lui Iisus Hristos că ar fi compromis pentru faptul că ucenicii lui au mâncat niște boabe de grâu, luate din spice, treceau printr-un lan de grâu, nu mâncaseră de mult, erau flămânzi săracii fiind implicați în slujbă și în sabat, în timp ce mergeau prin lanul de grâu, au smuls spice, le-au frecat în mână și boabele le-au băgat în gură să le mănânce. Imaginați-vă ce mâncare delicioasă, Olive Garden sau ce alt restaurant să zic. Și de asta se agață și spune, ai niște ucenici, ipocriți, compromiși. Și îi bagă de vină Domnului că nu e om de caracter, pentru că ucenicii lui sunt compromiși că au mâncat boabe de grâu în sabat. Vă puteți imagina ce oameni? Ei, în mijlocul astfel de oameni a trăit Iisus Hristos. Și totuși i-a iubit, i-a iertat și a murit pentru noi. Și apoi spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, să facă ce am făcut eu. În al treilea rând, apropiindu-ne de încheiere, vreau să vedem oameni care cer mai multe dovezi. Priviți cuvântul Domnului din Matei, capitolul 12, versetele de la 38 la 45 discută această cerere de dovezi. Uitați ce spun farisei. Atunci unul dintre cărturari și farisei a luat cuvântul și a zis învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Făcuse semnul mai devreme și au vrut să-l omoare, acum vor din nou un semn. Când omul nu vrea să se pocăiască, tot timpul cere ce nu i s-a dat și i s-a dat ieri, dar cere din nou astăzi. Și tot așa. Și uitați ce spune Domnul Iisus Hristos, vă dau semnul ignoranței. Care este semnul ignoranței? Asirienii din Ninive. Și Domnul le spune următorul lucru, eu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, sunt între voi și voi mă neglijați și mă batjocoriți. Și spuneți că eu vindec cu puterea diavolului. Dar ascultați-mă, într-o zi în ziua judecății, asirienii din Ninive la care s-a dus Iona, ăia vă vor judeca că au fost niște păgâni. N-au știut de Evanghelie, n-au avut legea, n-au avut templu, n-au văzut sinagogă în viața lor. Erau niște păgâni, să mâncau unii pe alții ca niște canibali. Și a venit Iona într-o zi la ei și doar odată le-a vestit Evanghelia și s-au pocăit toți. Și au pus și animalele să postească, nu numai pe ei. E, oamenii ăia într-o zi vă vor judeca, că în fiecare zi v-am predicat Evanghelia și ați râs de mine. Extraordinar, un popor de păgâni. Ascultă o singură dată o predică și se pocăiesc, iar alții ascultă predică în fiecare duminică și nu le e destul. Păi credeți că Domnul doarme în fața acestei realități? Nu, nu doarme. Și în ziua judecății va fi vai și vai și vai. Dar nu numai că le dă dovada ignoranței asirienilor, Domnul le dă dovada oportunității împărătesei din Seba. Femeia aceasta,
care este o împărăteasă, aude despre faima lui Solomon și vine la Ierusalim, la templu, vede templu, vede măreția lui Dumnezeu. Și Domnul spune, în versetul 39 și 40 vorbea despre Iona, dar în versetul 42 spune, împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este cineva mai mare decât Solomon. Femeia aceea l-a respectat pe Solomon și poporul ei, dar voi nu-l respectați pe cineva mai mare decât Solomon. Frați și surori, este extraordinar cum asirienii s-au pocăit la o predică și evreii ăștia au ascultat predici deosebite și nu s-au pocăit deloc. Este extraordinar cum femeia aceasta împărăteasă vine din Seba și apreciază măreția lui Dumnezeu, iar evreii aceștia se uitau la ea în fiecare zi și nu o apreciau. Aș vrea să închei spunându-vă următoarele lucruri. Oameni care nu-L păstrează pe Iisus, oameni care resping, oameni care-L acuză, oameni care cer mai multe dovezi ca să scape de El, și oameni care L-au primit, dar nu-L păstrează. Știți cuvântul Domnului. Duhul necurat când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce, ea mai ia cu el 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo. Și starea din urma omului acelui ajunge mai rea decât a celui din tâi. Tocmai așa se va întâmpla cu acest neam viclean. Care neam viclean? Cei despre care tot am vorbit până acum. Oameni care nu-L păstrează pe Iisus, se pocăiesc, dar se despocăiesc. Și după ce se despocăiesc, sunt de 7 ori mai răi decât înainte să se pocăiască. Câteva considerații biblice. 1. Când un om se pocăiește, diavolul iese pe deplin din viața lui. 2. Misiunea neîndeplinită a Duhului ieșit din om îl expune la condiții fără apă și el intenționează să se întoarcă în omul care tocmai s-a pocăit, s-a născut din nou. 3. Diavolul va încerca să se întoarcă în inima de unde a fost scos afară și să recucerească locul care este pierdut, dar fără succes. Atunci se duce și mai ia cu el alte 7 duhuri. Și acum nu mai e unul, sunt 8. Și una este când te trage unul și alta e când te trag 8. Cu unul te poți lupta, dar nu te poți lupta cu 8. Și cele 8 biruie, intră din nou în inima omului care tocmai se pocăise. Și Scriptura spune că starea lui devine mai rea decât înainte. Și acum dumneata te întrebi, cum frate Luigi, înseamnă că dacă eu m-am eliberat de păcate pocăindu-mă, se va întoarce diavolul cu alte 7 duhuri, adică 8 la număr și vor intra în inima mea? Uitați ce spune Evanghelia. Atunci se duce, ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla cu cine? Cu acest neam viclean. Asta înseamnă că omul care se pocăiește și pocăința lui amestecată cu viclenie, pocăința aceea nu ține. Pocăința aceea nu funcționează. Diavolul se va întoarce și poate că prima oară el îl va respinge. Dar pentru că pocăința lui nu e autentică, nu este sprijinită pe post, pe rugăciune, pe viață sfântă, pe un anturaj sfânt și umblă tot cu fofârliga. Umblă când cu pocăința, când cu nepocăința. Unde e o bârfă e acolo, unde e o ceartă e acolo, unde e o neînțelegere țop, unde e o dezbinare e capul răutăților. Asta nu-i pocăință, frați și surori. Pe un astfel de om, mai devreme sau mai târziu, îl înghite diavolul. Pentru că modul lui de viață este tot timpul pe marginea prăpastiei. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșătoare a judecății și văpaia unui foc care va mistui în veci de veci. Una este să te duci la omul acesta într-o zi și să-l jignești. Dar asta ai făcut-o pentru că pur și simplu n-ai vegheat. Dar te duci la el apoi și îi spui, frate Petru Lorinț, ești unul dintre păstorii bisericii. Iartă-mă, te rog, pentru că am avut o atitudine de om fără minte. Și lucrul ăsta să nu-l mai faci toată viața. Asta e una. Și alta este în fiecare zi să te duci la el și să-l jignești. Asta este alta. E pe un astfel de om care trăiește în păcat în mod conștient, care repetă păcatul în mod zilnic, care în mod conștient și personal păcătuiește și care în fiecare zi și în fiecare zi face același păcat, omul acela
să știți că diavolul se va întoarce în inima lui și nu va fi niciodată mai rău decât după ce s-a pocăit. Vreau să vă spun următorul lucru, niciun om nu-i mai rău decât un fost pocăit. Niciun om nu-i mai rău decât un fost pocăit. Oamenii din lume nu pot fi atât de răi cât de rău este un om care a fost pocăit și a căzut de la credință, chiar dacă mai e în biserică. Omul acesta este de-a dreptul periculos, nu mai are bun simț, nu mai are niciun pic de omenie, nu mai are limită, nu mai are nimic și a pierdut mințile, se crede aici la el acasă. Distruge, rupe, taie, spânzură, își face de cap. Și toate acestea în numele Domnului. El nu-și dă seama că acum 8 duhuri sunt în inima lui, pentru că modul în care el și-a dus pocăința a fost un prilej ca diavolul să-l recucerească. Frați și surori, dacă v-ați pocăit, țineți la pocăința aceasta. Scăldați-o tot timpul în post, în rugăciune. Nu vă amestecați cu oamenii de nimic. Nu vă implicați în grupuri de oameni care se ocupă cu prostii. Duceți-vă tot timpul la rugăciune, nu în altă parte. Duceți-vă tot timpul unde se citește Biblia, nu în altă parte. Că dacă mănânci lucruri firești, vei fi un om firesc. Dacă mănânci lucruri duhovnicesc, vei fi un om duhovnicesc. Este acesta Iisus? Aș vrea să închei cu o întâmplare. Deja am trecut 4 minute peste slujbă. Era dimineață, se crăpa de ziua, ucenicii au încercat să pescuiască toată noaptea pe Marea Tiberiadei sau lacul Genezaret și n-au prins nimic. Și când era încă așa semi-întuneric, când se făcea ziua dimineață, ei văd pe mal, pe țărm, pe cineva care stătea lângă un foc. Și acest cineva îi întreabă, ați prins ceva? Nu. Vă dau o sugestie, mai aruncați odată plasa în partea asta. O aruncă și unul dintre ei face o afirmație. Ăsta-i Domnul. Ceilalți se uită la el și întreabă, dar tu de unde știi că e Domnul? De unde știi că e Domnul? Că e o siluetă în întuneric, de unde știi că Domnul? Nu cumva acesta este Iisus? E întrebarea celor mai mulți. Ascultați-mă, dumneavoastră o cunoașteți pe mama mea? Nu. E cineva aici care o cunoaște puțin, Marian Vlad. O cunoaște puțin, dar nimeni nu o cunoaște ca mine. Pentru că eu am trăit cu ea. Am trăit cu ea în aceeași casă. Eu am supt lapte de la această femeie și m-am uitat în ochii ei. De la ea am învățat să vorbesc. Dacă îi aud vocea dintr-un miliard de femei, spun, aceasta este mama. Fiecare își cunoaște mama, pentru că a trăit cu ea. Ziua, noaptea, a fost alături de tine. Dar pe mama mea o cunoașteți? Nu. Păi de unde să o cunoașteți pe mama mea dacă n-ați trăit niciodată alături de ea? Oamenii nu-L cunosc pe Iisus, pentru că nu trăiesc cu El. Toată ziua întreabă, nu cumva ăsta e Iisus? Mi se pare. Nu cumva ăsta e Iisus? Cred că. Nu cumva ăsta e Iisus? S-ar putea. Dar Ioan, care își punea capul pe pieptul Domnului și avea o relație spirituală adâncă cu Domnul, spune clar, spune rămurit, ăsta-i Domnul! Ascultă-mă, vor veni vremuri când nu vei mai ști ce e bun și ce e rău. Nu mai știi care predică e adevărată și care nu. Nu mai știi care biserică e bună și care e rea. Nu mai știi ce-i de la Domnul și ce nu-i de la Domnul. Și știi de ce nu mai știi? Pentru că ești un om cu o viață spirituală subțire. Dar dacă vei trăi cu Domnul pe pieptul Lui, ziua și noaptea, în vremurile grele de confuzie ale sfârșitului, vei avea putere să-L deosebești pe Domnul de oricare alt domn care se dă drept Iisus. Frații mei dragi, aș vrea să încheiem, să vă chem la rugăciune și să vă spun următoarele lucruri. Știți de ce am ales acest text biblic să-L împărtășesc cu dumneavoastră? Pentru următoarele motive. Ne mulțumim cu puțin și vrem să ne îmbogățim spiritual. Care dintre noi, dacă ar munci o zi pe săptămână, ar deveni bogat? Niciunul. Muncim și ziua și noaptea ca să strângem ceva. Spiritual e la fel. Facem o rugăciune o dată pe săptămână și vrem să fim pocăiți. Aia nu-i pocăință. Când vor veni 8 duhuri și vor împinge în ușă, o sparge, o rup, o dau de perete. Omule, vino la rugăciune, omule, vino la studiu, omule, vino la biserică. Apropie-te de Domnul, oprește-te de la viața asta unde nu-i Dumnezeu prezent. Accentuează apropierea de Domnul. Trăiește între oamenii cu lui Dumnezeu. Du-te în misiune, apropie-te de Dumnezeu. Sfințește-te, că altfel nu vei rezista în vremurile sfârșitului. Acesta e scopul pentru care am pregătit predica aceasta.
De dragul sufletului dumitale, nu mai întârzia, nu te mulțumi cu mediocritatea și încep de astăzi să fii un om care te rogi mai mult, citești Biblia mai mult, postești mai serios, ești prezent mai mult la biserică și te dedici Domnului, pentru că cele 8 duhuri, dacă ești slab, te vor pune jos. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului, pentru noi și pentru casele noastre. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.